Povestea cu Discovery Arena începe de undeva prin 2004, dar prin 2009 am început să vin eu la sala aici să joc FIFA în PGL. Mi-am format o echipă de 3 jucători și cu 2 jucători necunoscuți pe care i-am luat așa dintr-o rebeliune pe care am pornit-o eu atunci. Dar uite că cu 2 jucători no name și cu ajutorul patronului de la Discovery, care mi-a devenit și prieten ulterior, am reușit să câștig 2 zone de PGL cu echipa consecutiv, fără să pierd nici măcar o dată cu echipa de atunci. Era Tag FIFA, pentru cine își mai aduce aminte. Am o istorie destul de frumoasă cu Discovery Arena și țin minte că pe atunci era o atmosferă foarte mișto, venea lumea, se strângeau băieții în spatele nostru să vadă cum jucăm, pe ce apăsăm. Lucruri care se întâmplă și acum, când mai jucăm cu cineva pe aici. Ce se întâmplă la Discovery Arena? Păi, în primul rând, pe 5 septembrie este cel mai tare concurs de FIFA 21 organizat vreodată în România. Și mai ales că a fost pandemia asta și încă este. Dar uite că putem să facem un concurs foarte tare cu cei mai buni jucători din țară și nu numai. Și mai mult, Discovery Arena este o locație unde poți să vii să te relaxezi, unde poți să vii să te distrezi, să te joci jocul tău preferat, să stai să bagi o narghilea, să bei un suc și să strângi prietenii alături de tine și să mai ai o seară frumoasă, o după amiază plăcută. Cam asta poți să faci la o sală precum e Discovery Arena. Eu recomand, pentru că aici aveți PlayStation 5, televizoare de ultimă generație care sunt compatibile cu PlayStation 5 și FIFA 21 și 22 care urmează să apară next gen, ce vrei mai mult de tot.